Dragi prieteni, în cadrul ciclului Ora Expertului, aici, la Biblioteca Centrală a Bibliotecii Municipale Bogdan Petrecescu Cojdău, l-am invitat pe unul din cei mai mari publiciști, scriitori, unul din cei mai cunoscuți la noi în Republica Moldova și în spațiul românesc, domnul Tudor Țopa. Un scriitor care la activ are peste 65 de volume de carte, mii de articole și publicații care probabil când nici domnia sa nu mai ține minte, deoarece activează în presă de foarte mult timp. Domnule Țopa, v-am rugat și v-am făcut invitația pentru a vorbi nu despre multiplitatea cărților pe care le-ați publicat, ci despre lectură, despre carte, despre importanța cărții în viața noastră, din copilărie, din adolescență, din studenție. Deci, care a fost totuși rolul cărții și a lecturii în viața noastră? Puteți. Mai întâi eu țin să spun că eu aparțin de generația care a rămas de două ori repetent. Vă zic că în 41, nu, în 40 când am venit soveți și terminasem clasa 1-a și a fost promovat în clasa 2-a. Au venit soveți și ne-au lăsat pe toți, nedepinzând de ce clasă erai, ne-au lăsat repetenți ca să studiem alfabetul chirilic sau rus. După aceea, în 41 revin românii și eu învăț clasa 2, 3 și 4. În 44 vin iar sovieții și ne mai lasă încă o dată repetenți, iar repet pe toată generația. Vă zic că la noi a fost așa, copilăria mea a fost foarte, zbuciumată și mai ales că după ce e o coincis și cu epidemii și cu război și cu foamete, eu asta le știu nu din carte, din ochii, dar pe parcurs când ne nimerea și câte o cărțului, povestiri de creangă, mă rog, mai ales el la început, eram cu mult interes citit. Și după aceea, de acum, când la școala medie din Est, erai obligat să respecti cei ce manual, deși multe din cei ce am învățat noi atunci au fost de mult aruncat la ladă cu gunoi și am mai pierdut și aici o perioadă de timp. Dar foarte mult, mie personal, mi-a ajutat edițiile cu caracter enciclopedic. Și eu, fiind student, studiam cu extraordinar de cu mult interes tot acoi și tot acoi, în 7 volume. După ce am trecut la 20 de volume Stranul Mira, Țările Lumii, eu le-am studiat foarte interesant. Și mai departe, tot ce apărea ei enciclopedic, și datorită la asta copiii mei tot s-au deprins. Când soția lucra la Biblioteca Națională pe timpul, da? Și acasă venea tot timpul cu sacoșa plină de cărți, dar anume enciclopedii. Și paralel cu elevii ne luam și noi la ceartă. De pildă, așa. Eu spun că Uniunea Sovietică înainte de război avea 200 de milioane. Băieții mă corectează, nu, aveau 180. Eu vorbesc ceva despre Africa, zice, nu, dar eu nu, e așa, iată. Vă zic că acum vremea, de la urmă când o leacă, de acum am terminat universitatea și am intrat în cadrul ăsta de jurnalist, două lucruri m-au așa s-o cot eu că m-a ajutat foarte mult. Asta călătoriile, la fața locului. Eu mă mir dacă în Republică este buncătul în care să nu fi fost. Chiar aș fi foarte curios. Asta e una. Și în a doua, bibliotecă. Tot ce apărea, uite, prin bibliotecă, asta, lucruri de este, mai ales cu caracter documentar, mi-e tare mult îmi plăcea. Și vreme de la urmă, lucrez foarte mult în arhive și îmi place că în sfârșit s-au deschis multe lucruri care erau ținute tai, nu știa nimic despre ele, apar la suprafață și aici trezesc o curiozitate deosebită. Iată, mai de unul, când am fost despre deportări,
ați văzut acolo o fotografie, asta era vecinul meu, care în 41 a fost, Fetescu, de altfel, care a fost deportat și eu îl țin minte, că eu în 41 aveam 9 ani și era vizibil. Și mă uit, în sfârșit, la, toată familia lui e deportat. Și când acum apare din fotografia lui, omul își revine, asta e foarte, foarte important. Dar ce se referă de citit, eu urmăresc foarte atent și ce publică colegii mei. Vreme de la urmă îl studiez, el singur nu știe, probabil că așa de detalii, pe Vasile Șoimaru. Vă zic, neamul Șoimăreștiu, ce a scris Sadoveanu și ce a scris el, foarte detaliat. Cu atât mai mult că Sadoveanu în 19 a vizitat Basarabia, și asta a scris detaliat despre patru mănăstiri, Răciula, Frumoasa, Hârjeuca și Hârbovăț, și despre care eu n-am luat aici, dar am editat cartea anume despre Răciula, din aspectul ăsta, ce a văzut el, ce este ea și ce a suferit oamenii în perioada asta, în domeniul. Da. Cu atât mai mult că și Șoimaru tot e născut în Codrice. În anii de studenție, care bibliotecă v-a marcat, unde ați lucrat mai mult, care a devenit o bibliotecă mai aproape de sufletul dumneavoastră, fiindcă atunci când pentru un student foarte mult contează bagajul informațional pe care o deține o bibliotecă, fiindcă o bibliotecă poate să deține niște cărți importante care pentru master sunt importante, alta nu. Nu, cel mai mult asta biblioteca universității, de altfel eu și acum țin legături, deși ea în perioada aceea avea literatură puțină, era rânduri foarte mari la o carte, un manual, mă rog, era complicat. Eu și acum țin relații bune cu biblioteca universității, toate cărțile mele care au apărut se află la dâns, le-am transmis, dar pe parcurs în coașe, întrucât soția mea lucra la biblioteca Crups, care se numea atunci actuala Biblioteca Națională, e clar că, mai ales că fostul director era coleg de meu de universitate și ne întâlneam des. Și cu rău, decedatul Alexei Rău, am fost în relație bune. Directorul Bibliotecii Acum, Naționale. Ce se referă biblioteca dumneavoastră? Pot vă spun că eu port porecla lui Hașdău. Vă zic că biblioteca dumneavoastră Hasdău, eu provin dintr-o. Și nu că spun eu, dar au scris oameni, mai ales istorici, chiar și din Moscova, la dumneavoastră au apărut în limba rusă izbrănă a Hasdău și acolo este trei frați, vă zic că Hasdău.